numesc Corin Octavia, am 24 de ani, sunt din Lugăș, dar locuiesc în Timișoara și sunt analist servicii clienți. Astăzi am să gătesc o boală încinsă coreană. O să încep cu ingredientele care sunt mai picante. Sper să fie prea picante pentru șefi. Așa că nu să adaug exact cantitatea pe care o adaugă cei din Coreea de Sud. Eu voi adăuga un pic mai puțin. Sunt pasionată de cultura asiatică, în special cultura coreenilor. Mi se pare că este o lume cu totul și cu totul fascinantă. Îmi place foarte mult modul lor de a gândi. Coreenii sunt niște persoane care se gândesc și la cel de lângă ei. Iar mâncărurile lor poate nu plac la foarte multă lume la început. Au tendința de a zice, nu mănânc chestia aia, că poate nu. Dar când guști, e cu totul și cu totul altceva. Am ajuns la șef la cuțite pentru că îmi place să gătesc și pentru că am fost încurajată de colegii mei. Preparatul oală încinsă coreană l-am dus la lucru și tuturor le-a plăcut din birou. Le-mi spun, dar tu de ce nu particip la șef la cuțite? Mă duc acolo și mă fac de râs. Dacă nu se placă oamenilor alora ce gătesc? Imposibil, dacă nouă ne place, suntem atâția oameni, toți cu gusturi diferite și ne place cum gătești. Aș vrea să vin și cu prietenul meu, însă lucrează în armată și armata e armată. Nu-i spun este soțul meu, este iubitul meu, îi spun perechea mea, pentru că e jumătatea mea, e perechea care îmi lipsește. L-am cucerit pe Adi pentru că eram o fetiță prostuță de 15 ani și el era un băiat prostuț de 20 de ani. Când ne-am dus anul acesta la tata și i-am zis, tata, uite, noi ne-am hotărât, vrem să facem nuntă. Bun, stați jos, voi doi sunteți împreună de atâta vreme, să am doi copiii mei, să nu îndrăsniți, să vă divorțați sau să vă bateți unul pe altul. Și Adi a zis, da, ea mă bate pe mine. Și când am plecat la șef la cuțite la București, am început să plâng, era dor de el. Mă gândeam, o să stau eu fără el două zile. Și după aceea m-am gândit, da, o să stau eu fără el două zile, pentru că mă duc să fac ceea ce îmi place și ceea ce îmi doresc. Pe viitor mi-ar plăcea foarte mult să-mi deschid un mic restaurant, un mic bistro, iar emisiunea asta cred că ar fi acel push care am nevoie. Dacă șefii îmi vă spune, ai potențial măcar atâta, dar trebuie să mai lucrez, aș fi stare să lucrez atâta de mult. Sper ca șefii să nu creadă că sunt paste. Aceea e cea mai mare temere mea, să spună șef Dumitrescu, astea sunt spaghete, nu sunt tăiței coreeni. Super, super, super. Este primul preparat asiatic pe care l-am făcut vreodată. Mi-a plăcut foarte mult, deși nu aveam ingredientele de la ei, acum le am. Adi a mâncat în ultima săptămână numai acest preparat. Vine mâncărica! Sunt mai multe farfuriuțe, vezi? Cred că e pahar, ia-l încet. Hai, nu e pahar. Au învărsat mâncarea. Oh. Ți-am zis, mă. Kimchi, bă, ești nebun, avem kimchi. De ce îmi plouă în gură? Mă bucur să-ți plouă în gură. Deci mâncare coreană, 100%. Uite, varză chinezească fiartă. Crezi că e picantă asta? Teței. Cine, kimchiu? E picantă. Nu cred. Toată asta, crezi că e picantă? Ai grijă, nu mânca mult, mânca mult. A? Are porc. Vezi că nu e iute. Lasă-mă puțin. Băi, uite de la mine, am băgat în gură. Uite, mai bag o dată. Da, mă, știu, dar tu ai început să mănânci iute. Nu mai am încredere în tine. Sorine, uite-mă. Nu mai am încredere în tine, tu ai început să mănânci iute. N-are. Dar de ce a pus două feluri de noodles? Mai sunt niște unii subțirei? Dar nu e mă noodles, ăsta e ciupercă. Ce ciupercă e asta, mă? Și tachi. Ciuperci, mă? Da, mă. Date. Pune ochelari. Pune ochelari, bă, băiatule. Băi, lasă-mă în pace, mă. Hai, ia și din supă, că e bună și supa. Băi, desigur intră cineva corean. E corean? Sunt corean. Yes! Proaspătă, iute. O combinație între ciorba noastră de pui cu aia de văcuță, dar cu ceva iute, multe ciupercuțe, cu noodle și ăștia. Aici e ca să te fiarbă, bușca mea. Doamne, ajută. Hai să vedem asiaticul nostru. Ah! Țin-țion, 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 bună ziua, cum bună seara. Cum se zice în coreană, bună seara? Coreană, cum se Anio zice? Eu. Ah, deci ai o legătură, se pare. Da, bună seara. Cultura. Deci cum te cheamă primară? Mă numesc Corin Octavia, sunt din Lugăș, dar locuiesc în Timișoara. Și asta este? Kimchi. Kimchi, mă, bravo. Kimchi. Curi, unde e curi? Gata. Nu au curi. Băi, mă, n-au treabă. Nu este curi.
Auzi, da, kimchi-ul l-ai făcut tu? Din păcate nu, am făcut kimchi acasă, însă nu s-a maturat la timp, așa că am comandat de acolo. Inclusiv noodle și sunt de acolo, inclusiv toate condimentele care au fost puse, gochugaru, gochujang, doujiang paste, de acolo. Așa, ia-ne ușor că noi nu știm franceză. Doujiang și gochujang. Bă, da, unde, până unde pasiunea asta pentru Coreea, nu înțeleg. La început am început cu muzica, cu K-pop-ul, dar după nu cred, îți place chestia aia? Da, îmi place foarte mult și nu, K-pop-ul nu este Gangnam Style. Păi nu, nu știu, e Gangnam Style? Da, tu ai văzut vreodată K-pop? Nu, ce e? Nu știu. Sau poate am văzut, nu știu. Deci pop corean, că de la aia e K-pop, da. Pop corean, sunt niște oameni extrem de pictați și de colorați și îmbrăcați, super ciudat. E că mult prea înaintea vremurilor noastre și cântă o muzică, iartă-mă, ușor pițigăiat. Veni și nu un pic să vedem ce am eu. Are ea. Hai. Deci nu crezi, îți vin reclamele din Corea în tele, pe YouTube-ul tău? Atât da, de? Da. Auzi, da, câți ani ai? Câți ani ai? Câți ani? Nu știu. Ai un 19-20, maxim. Da, am 24 de ani. Lumea de obicei consideră că am 15 ani. 16. Am zis că m-am ai fost în Corea? Nu, mi-aș dori să merg foarte mult, însă n-am apucat și mă gândesc. Dar sunt un pic așa reținută. De ce? Ar însemna să plec din România, chiar și pentru o perioadă, și am un pic anxietate față de faptul de a fi despărțită de tatăl meu. El a fost cel care a avut grijă de mine de la 7 ani și sunt foarte legată de el în sensul acesta. Părinții mei s-au despărțit când eu aveam 7 ani. Mama a ales să plece, 4 luni de zile am rămas la ea, dar am ales să fug de la ea și să mă duc la tata, pentru că bărbatul mamei mele nu era neapărat o persoană atât de drăguță, era un pic abuzivă, mă bătea, nu se comporta frumos cu mine neapărat. Cred că cel mai agresiv a fost când mi-a dat cu capul de birou. Mama mea, din păcate, și-a dat seama prea târziu. A crezut că sunt invențiile unui copil mic. Că nimeni nu crede la început că un bărbat care vine deja direct, vine și îți bate copilul. Nu. Bărbatul acela mi-a zis, nu te lasă să te duci la ziua tatălui tău, eu decid ce se întâmplă în casa asta. M-am enervat, am chemat-o pe o vecină, am pus-o să scrie scrisoare pentru mama, una pentru bunica și m-am dus la tata și de atunci n-am mai plecat de lângă el. Tata e singura persoană care a fost lângă mine mereu. Și îmi pare rău că nu am știut să-l apreciez mai devreme pe tata, pentru că am avut o anumită perioadă în care nu știam cum să mă comport cu el. Perioada aceea a adolescenței. Toată viața lui, tatăl meu nu și-a prea făcut viața, am rămas eu, atâta. Ei spune că sunt singura lui iubire. Și gătitul, pasiunea pentru gătit, a venit pentru el. Prima oară când am gătit, am gătit pentru tata și a fost o supă de dețiri foarte piperată și foarte iute. Dar i-a plăcut. Dar i-a plăcut, am mâncat tot. De-abia după aia de zile mi-a zis, știi, supa aia, mai ții tu minte? Da. A fost... horror. Horror groaznică. Dar câți ani aveai? 9 ani. Și de atunci când am văzut că a început să-mi placă să gătesc, el a început să mă înveți anumite chestii. Și mai știi să gătești și altceva? Da, știu să gătesc mai multe. Cam din toate culturile îmi place. Am și un gurmand acasă pe prietenul meu. Tu acum stai cu prietenul tău sau stai cu taică-tău? Am stat împreună cu tata și eu și el și ne-am mutat la Timișoara pentru că era salariul mai bun acolo. Și l-a luat și pe tatăl tău? Și tata a rămas la Lugoș, nu vrea să vină la Timișoara.